Bună dimineața! Bună dimineața! Și bine v-am găsit! Găsit! Neața! Trăiți, domnul Strici! Trăiți, domnul Chila! 1000 de ani în spatele bisericii! 1000 de ani și eu ții număr! Așa! Deci 1000 de ani și eu ții număr! Care-i treaba? Am venit, troleu la fix, da? Niciodată nu m-a dezamăgit. Niciodată? Nici... mai... na! Mai... nu spate chiar niciodată. Înțelegi care este? Adică nu putem lăsa așa troleul să vină când vrea el. Înțelegi? Bă, că îi punem oră de somn, oră de sculare și așa mai departe. Da. Azi suntem în miercuri. Da. O zi bună, o zi de post. Aviză amatorilor. Persoanelor cu un grad mai ridicat de vârstă. Post. Dar de ce mai? Eu am văzut copii care postesc. Da, mama lor știau. Știa mama lor, adică... da. Știa, nu? Da, da. Zis, mamă, postesc. Bravo, fiule. Bravo, fiule, ești tare. Extraordinar. Trebuie te fac. Noi, ce vorbește? Mai da. Nu râde cu popa asta, că, na. Cine nu știe? Te știe niciodată, exact, da? Te văd mâini pe mâine, călugăr. Băi. Că vin zbrânză la oameni. Băi. De călugăr. De călugăr la oameni, băi, e, e bine. A, s-aud, da. S-aud pași. Mulțumesc. A, da, mulțumim. Zi tu puțin SMS-ul. Zic eu? Da. Bun, după cum v-ați obișnuit în primele două zile, nu? Da, primele două asta zile. Asta e a treia. A treia. A treia zi după dezastru. Zâmbește că facem poză. Îmi iei 5 lei că am făcut poză cu maimuța. Faci poză cu maimuța! A, okay. Nu dați banii pe prostii, faceți poză cu maimuța la copii. Bun, așa. În caz de aveți ceva să ne transmiteți, să ne reproșați, să ne... înjurați? Nu, să ne înfrumusețați. A, da, 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 exact. Adică e... aveți vreun epitet care țineți neapărat să-l transmiteți publicului? O atunci puteți, ne puteți contacta, adică prin SMS, bineînțeles, la 0752075501. Aveți numărul lui pe aici, pe undeva, dacă nu mă înșel. A, nu, în partea, în partea alt. Vezi, dacă e în delay, eu ce ți-am zis? Da. Nenorocitule. Schimbă televizorul! Ia și tu o plasmă, că poate aia nu dilează. Ei, nu, vai de capul ei. Ce-ai spus? La avans. La avans? La avans vine plasma. Ce vorbește? Scrici cum a fost traficul până în... Până acum trafic bun dimineață, pe bune. Da? Deci pe bune, deci traficul ok. Pe la 8 e traficul ok. Se mai aglomerează în jur de 5. A. În jur de 5 se în mai jur aglomerează. De 5 ori, da, pe în zi. În jur de 5 se mai aglomerează traficul, dar în rest e ok. Și apropo că tot vorbim vorba de vorbim vorbe de trafic. Astăzi tema emisiunii de astăzi e noul cod rutier. Dacă sunteți de acord cu noul cod rutier, dacă sunteți de acord că trebuie să dai pentru permis. Mită la ăla-i codul veșnic rutier. Ah, da. Mă scuz, ei, da. La facem, era o chestie. Să facem o departajare, așa. Deci, noul cod rutier, dacă sunteți de acord să dați examen ca să vă urcați cu toți, așa, pe mopede. Noul cod rutier, unul dintre, de fapt, mi se pare că schimba, singura schimbare. Asta e singura? Da, da, se dea am examen că au pentru... pus, eu mă gândeam că, având în vedere numărul avansat de accidente, și eu m-am gândit că o să schimbe din stop, o să facă, nu știu, oprește în... Da, în 5 minute. Da. Oprește în 5 minute, oprește da. În copacul pe dreapta. Da, 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 da. Avem copaci, ar trebui făcute o chestie dintre astea. Avem copaci pentru cei care nu au frâne. Corect. Copaci stejari, că sunt mai puternici. Mai, bă, mai, așa, mai, așa, adevărați. 100 de ani acolo să... Exact. Dacă aveți dacilogan, avem trestii. Dar nu, ok. Se strică, nu se strică trestia. Păi eu ce zic? Deci avem trestii, dacă aveți de acel eu zic că mai degrabă intri în câmpul cu păpădii. Da. Că tot frânează de la puful ăla la care puf, iese. Da. Da, da, intră motor și gata. Trage așa, știi, motorul în spate. Da, 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 am înțeles. Cum se numește farfuria din care mănâncă Jack Norris? OZN? Aia e, frate. Dacă ar veni... Da? Farfuria, farfuria, da. Frate. Dacă ar veni sfârșitul lumii, Chuck Norris ar fi veșnic singur. Forever alone. Forever young, I want to be forever young. Mai Chuck Norris ăsta, am văzut la un moment dat, era un filmuleț pe YouTube, când îi citeau niște, tot așa, niște prezentatori, îi citeau glumele astea cu Chuck Norris. Și... El oare știe? Da, dă-ți seama că el era foarte fericit, știi? El era amuzat, că sunt amuzante, doar până la urma urmei, că nu-i nimic înjositor. Exact, exact, exact. Cine e? Chuck Norris. Chuck Norris, adică...
Așa. Chuck Norris a fost deja pe Marte, de aceea acolo nu există viață. Normal, exact. Bă, Chuck Norris s-a dezvirginat înaintea tatălui său. Da? Da. Îl invităm cu această ocazie pe Chuck Norris în România. Vino, tati, că aici există viață din plin. Da, aici e pungării. Aici există viață și după moarte. Exact. Dai, nu. Nu? Nu, n-aș vrea. Ai, Chuck Norris, să scap. Așa. Chuck Norris se plimbă cu motociclet. Hai că tot veni vorba de noul codrutier. Nu? Se plimbă cu mopedul. Chuck Norris se plimbă cu mopedul pe malul fluviului Colorado când deodată ceva i-a atras atenția și a frânat brusc. Așa a apărut Marele Canion. Foarte tare. Noi putem adapta la, nu știu, dealul Cârlomanu. Putem să adaptăm și noi la... Nu, să spunem cum... A plecat Chuck Norris... Deci la un moment dat a fost Chuck Norris în Piatra Neamț și a plecat cu scârțit de roți. Cu mopedul. A plecat așa, cu scârțit de roți. Și așa a apărut Petricica. Exact. A? Da. A? Da, da, da. Cu tot cu... Releu. Releu. Cu tot cu el. Cu tot cu releu. Cu ăla tot a fost cu... din scârțitul de roți. Lasă așa. Nu, vreau să-ți spun scânteile. Da, scânteile. Exact, au făcut un releu. Au făcut un releu, și așa a fost posibilă televiziunea în Piatra Neamț și așa ne vedeți și dumneavoastră, dragi telespectatori, până la urmă urmei. Așa că... Mulțumim, Chuck Norris. Chuck Norris! Așa. Oh, yeah! Chuck Norris și-a luat extra opțiune, 1500 de minute în rețea și le-a terminat de vorbit într-o oră. Ce vorbești, mă? Bă, asta e tare, mă. Asta e bancul zilei. Când Chuck Norris traversează strada, mașinile se asigură în stânga și în dreapta. Normal. Nu? Așa zic și eu. Da. Vorbim astăzi despre noul cod rutier. Trimiteți SMS-uri să ne spuneți părerea dumneavoastră la... Nu m-am afișat pe ecran. A, asta vreau să spun. Da, 0752075501. Atât? Atât. Bun. Avem și pagină de Facebook, Matinal TVM. În curând o să avem și blog. Matinal probabil .tvm.ro. Ro. Așa? Că suntem români. Suntem români, da. Ah! Iar vine asta cu completările. Bine că ești tu deștept, băi, adică... Înțelegi? Da, ce vorbești tu? Și dacă... Ce să fac? Să scoți telefonul de pe silent. De ce nenorocirii? Când... Ia uzi! Băi, ce voi, băi? Ce zici? Fiți mai relaxați, nu mai să fiți așa de... Cum, ce? Nu, uite, da, sunt de acord, așa vor fi mai puține mașini în service. Corect. Nu? Da, da, corect, corect. Da, da. Avem, o să avem și un material cu... Întrebare de baraj, auto. Cum îl dau de silent? Da, chiar, Ștefan, vino puțin în direct și deblochează telefonul ăsta de pe silent. Deblochează tastatura și pe aceea dă din dreapta spre stânga. I got it. Ai văzut, nu? Tehnologie avansată, frate. Hai de capul meu. Dacă era Jack Norris, dacă era Chuck Norris, îți spun eu că telefonul se speria și intra înapoi pe general. Era, na... Da. Știi ce să nu uităm azi? La ce? Un moment dat, pe la 10 și un sfert. Așa. Îl avem invitat pe domnul doctor Miron Ițac. Da, de ce? Vezi? Vezi ce înseamnă? Băi, deci vezi ce înseamnă? În această dimineață, cu ghilime, cu, adică fac așa o tarea. În această dimineață îl avem invitat pe doctorul Miron Ițac. Da. Păi, dar eu sunt alături de tine. Cu sufletul. Forever. Dacă exista Chuck Norris aici, las. Îl așteptăm cu drag. Chuck Norris nu poartă ceas, el decide cât e ceasul. Bravo, frate, mulțumim foarte mult pentru SMS. E foarte tare. Puteți să trimiteți și SMS-uri de genul ăsta la numărul afișat pe ecran. Poate până mâine îl învăț și eu. Puteți să trimiteți SMS-uri, puteți să vorbim despre noul cod rutier, ce părere aveți despre legislația rutieră în vigoare. După cum vă spuneam, avem și un material cu un instructor auto. O să intrăm în legătură directă și cu domnul Asandei Cezar, comisar șef la Poliția Rutieră IPJ Neamț. Glu, glu. Așa.
O să vorbim vorbe toată ziua asta cât e vorbim de... Vorbim vorbe toată ziua. Toată dimineața asta cât e de lungă. Când Chuck Norris a ajuns la Paris, turnul Eiffel a făcut o poză cu el. Și a pus-o pe Facebook. Bă, e tare, mă! Ci că Chuck Norris a lăsat o știrbă pe zâna măseluță, frate. N-ai ce să... Da. Era la un moment dat, era un site în care îți puneai numele. Așa. Știi, și îți apăreau, îți dădea vreo 50 de fraze din astea, știi? Cu numele tău. Da. Și le puteai tu posta oriunde. Cred că de acolo... Îți dai seama, scrici, nu-l interesează cât e ceasul, el decide timpul. Da, exact. Ăsta, cum se cheamă, poarta sărâtului a făcut poză cu scrici, știi? Exact. Coloana infinitului. Exact. S-a oprit deodată. S-a oprit, da, de încrescut. Exact. Ai zis, bă, a venit Screech, gata, liniște, mă. Pst, băi, în platou, vă rog frumos. Care ești acolo? Care ești acolo? Nu diclește ochiul meu. Ochiul meu. Așa. Mai e ceva interesant? Da, frate, uite, fii atent. Chuck Norris a lovit odată un cal în barbă. Descendenții acelui cal se numesc acum... Girafe. Girafe. Exact. Da, știi care e masculul girafei? Nu. Girofarul. Ah, bineînțeles, nici nu m-am... Normal. Dar nu te întreb cum se cheamă, cum se numește soția pinguinului, că nu putem dezvălui secretul acesta în direct în această dimineață. Nu vreau să știu atunci. Chuck Norris a fost sunat de mai multe televiziuni americane care au vrut să știe cum a resimțit vedeta trecerea uraganului Sandy. Le-am spus adevărul, că plouă mocănește de câteva zile și bate puțin vântul. Puteam să exagerez și să zic că a trebuit să-mi iau umbrela, dar n-am vrut să mint sau să creez panică. Adevărul e că stăteam pur și simplu pe faleză și mă bucuram de vântul care îmi sufla prin păr cu 200 de kilometri la oră, a explicat Chuck Norris. Oricum, nu înțeleg de ce vorbește lumea atât despre uraganul ăsta. Nici nu se compară cu Katrina, când aproape că mi-a zburat pălăria din cap. Nu... Foarte tare, mă, deci foarte tare. Chuck Norris ăsta e foarte tare. Aș vrea să aud și eu bancuri de cu, nu știu, un actor român. Zi-mi un actor român tare cu, nu știu, hai, sunt atâția. Ai zis tare? Florin Călinescu, mă. Aș vrea să aud și eu bancuri în loc de Chuck Norris cu Florin Călinescu. Pe bune, deci vreau să aud și eu că Florin Călinescu strănută foarte rar, dar și atunci când o face, doar nu credeai că Sandy și Katrina au apărut din senin. Înțelegi? De ce stai Florin Călinescu al nostru, mă? De ce s-a inventat ora de iarnă? Deoarece nimeni nu a îndrăznit să-i spună lui Florin Călinescu că are ceasul cu o oră în urmă. Corect. Băi, deci vezi ce înseamnă, mă, că pot, avem și noi actorii noștri, bă, bazați, bă, actorii noștri bătăioși, băi. Dar chiar, mă, ce actori avem noi de acțiune? Ștefan Bănică Junior, frate. Ah, da, el era... Ho, ho, ho. Ce interpreta el, ce ciupanezul, cimpanezul. Da, și ăla cu, da, ciupanezul cu asta. Mai este ăsta care cu, care este el cu... Tananam. Bine că nu mai e cu... Deci, ia auzi, ai primit și tu un SMS mai special, așa, nu? Acolo, în dreptul tău. Ia. E de bine? Se poate citi? Chuck Norris donează regulat sânge la Crucea Roșie, dar nu a lui, bineînțeles. Corect. Băi, aici în matinal cu Schila, cu Schila. Cu Schila, cu Schila și cu Schila. Ai văzut Schila încuprat, cumplat cum trebuie. Aici în matinal cu Schila și Schila. Noi râdem cu poftă, măi. Băi, cu poftă, măi. Și noi, noi nu râdem de Chuck Norris. Nu, niciodată. Băi. Nu, stai să vorbim corect. Corect românește, noi nu ne râdem. Noi nu ne râdem, ca să vorbim și prin înțelesul altora. Exact. Deci, copilași galben de graș. Noi nu noi asta nu. Asta e un pic, ești grasist, să înțeleg? Nu, mă refer la... Deci, adică sănătoși, măi. Aaa. La naiba, iar m-am scos și-mi din copilași galben, galbeni. Așa. Stai un pic. Acum ai luat data Asia. Asia. Până acum am zis că ești grasist doar, exact. Dar văd că... Copilași! Așa! Cu copii!
Aha, vezi cum se interpretează, bă, lucrurile. Orice, orice. Orice, a? Bă, a, deci orice. Ești orcisist? Ești orcisist. Orice e bun, a? Nu ai așa un standard. Nu, orice, da, că v-ați obișnuit cu orice-uri. Există pe piață orice, cumpărați orice din magazine, citiți orice, faceți glume de orice fel. Chuck Norris este un orceist. Nu, orice, orice. Vezi, totul se interpretează în România, asta vreau să vă explicăm. Limba noastră e o comoară. Măi, dragilor, să moară 500 stoase dacă mai ții minte ce am vrut să zic. Hai mă, Raffaello, deci, Donatello, Michelangelo și vrei să moară țestoasele ninja? Ninja, nu, nu, alea sunt nemuritoare, tată. Da. Nemuritoare, deci nu. Deci, ha, crezi în nemurire! Deci nu ești cu biserica! Deci nu ești cu biserica! Crede și nu cerceta! Exact, bate și vei fi bătut! Da, da, cunoaștem noi toate treburile astea. Crezi tu că e așa ușor? Of, 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 și un pantof. Of, 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 mor toți. Mergem mai departe, după aia iar mă zici, zici că da, e tot normal. Așa. Ieri, aseară, aseară când am ajuns acasă, nu mai țin minte, ieri sau aseară nu mai țin minte când am ajuns acasă. Important e că erai acasă. Am ajuns acasă, important e să ai. Ai ajuns și tu răvășit? Nu, nu. Nu? Nu. Și nu ai spus nimănui că ai cobit? Nu! A, nu! A, nu, am ajuns bine dispus, am dat un picior la ușă, s-a deschis ușa. Bine dispus, vezi, relaxat. Bine dispus, am înțeles, da, 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 da. Am citit un material, mi se pare că pe Facebook, sau nu mai țin minte pe ce, unde am citit acel material, în care spunea că vreo 28 de organizații neguvernamentale cer ca statul să nu mai aloce, nu știu, 540 de milioane de euro se alocă, adică 0,4% din PIB pentru cultele religioase. Mm. Înțelegi? Deci se bagă bani, mulți. Prietene, își mulți. Fac pochii, își fac mol la București, te rog frumos, băi, de 700 de milioane de euro. Ce mai zici de asta? Subiectul ăsta o să-l dezbatem noi într-o altă emisiune, că este un subiect de dezbătut, adevărat? Cu toate că probabil o să ne punem în cap tot borul, da? A. Fii antenă. Yeah. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi jucat Chuck Norris în filmul Titanic? I-ar fi salvat pe toți. Nu, ăla-i Bruce Willis, prietene. Ăla-i Bruce Willis, mă scuzi. S-ar fi scufundat icebergul. Corect, frate. Nu? Mulțumim. Cine trimite? Nu cine? Știu. Nu mai contează. Mulțumim SMS-istului care trimite bancuri cu Chuck Norris. Dacă vreți să puteți să trimiteți și bancuri, puteți să trimiteți și glume de ochiate. Noi nu le citim alea de ochiate. Dar râdem, chihotim așa pe ascuns. Râdem între noi așa. Muha. Așa. Șervețelul la gură. Da, puteți să trimiteți, putem să vorbim despre noul cod rutier. Astăzi tema ediției de astăzi este noul cod rutier. Așa. Și de asta zic, e o chestie interesantă cu noul cod rutier. Noul cod rutier. Un lucru mi s-a părut senzațional. Da, Ștefan, om revista presei imediat, ți-am ascultat gândurile. Chuck Norris. Imediat luăm și revista presei. Ce mi se pare ciudat în noul cod rutier ăsta cu mopede, știi? Adică, da, s-a dat legea, totul este pus la punct, totul este în regulă, numai că școlile de șoferi nu au regulamentul. E bine, na. Da, și în continuare oamenii care se plimbă cu mopedul pot primi amendă, știi? Că s-a dat, da, cu recent, pe 19 ianuarie. Aha. Ce zice? Cu plăcere. Mulțumim atunci. Am impresia că așa îl cheamă pe om. Da, cu plăcere, Ion. Da. E un prieten de-a meu. Bine că nu ai primit mesaj de la Chuck Norris. Bă, băieți, ia vedeți-vă de treabă, știi? Am auzit vorbe nasoale. Da, am auzit vorbe de vorbe. A venit un vânt așa mai năprasnic dinspre România și am zis că voi sunteți vinovați, nenorociților. Am ascultat vântul, tată. Am ascultat vântul. Da. Luăm revista presei? O luăm. Hai că eu... Hai, frate, să luăm revista presii. Bine, generic. Gen. Merge. Unde? Cine? A, merge. A. Da, măi, ai văzut, gata, merge. Nu ți-am spus. Bun, revista presii de astăzi... Realitatea astăzi, cum zic peltici, bă,
Ai văzut ziarul Libertatea? Nu, vreau să-l văd. Pagină. A? Mie nu-mi place asta. Deloc. Băi, nici mie nu-mi place, sincer. Pe tine te cred, am înțeles. Nu, nu, am înțeles. Lasă, pe tine te înțeleg. Plângă faptul că sunt tu nevastă mea. Băi. Te rog frumos, dar tu, om fidel. Deci primește 1500 de euro pentru un rol într-o comedie. Pe asta. Lună. Asta. Da. Băi, pe lună, pe lună nu contează. Pe Marte, că așa a fost, da. Chuck Norris. Da, asta primește 1500 de euro pe lună pentru un rol. Da, măi, dar știi ce, de ce nu primești tu 1500 de euro pe lună? Pentru că nu am astea? Da, și așa. Nu stai în genunchi cu șervețele să nu te murdărești. Aici, și tu nu mai tragi de omul și întrebi, dar nu te spăra, ai niște roșii, că la câtă brânză ai. Corect. Chila se referă aici pentru minorii, se referă la șervețele, la șervețele acelea parfumate care șterg de obicei unghiuțele. Și exact, când exact, așa, da. La asta se referă, ștergi unghiuțele. Și să fii curat tot timpul, unghiuțele curate, exact, frumoase, aranjate, manicură franceză, da, dar franțuzească, da, franțuzească, m-a spus. La asta se referă. Nu, nu. Exact, băi, nu vă gândiți numai la prostii, deci, Doamne, vezi, ferește. Eu ți-am explicat, băi, și spun, oameni, băi, realitatea pe prima pagină, ziarul de astăzi, salutăm redacțiile ziarelor din Piatra Neamț. Începem cu realitatea, proiecte umflate pentru spitalele nemțene. Bă, gândeam că până la urmă o să apară adevăratele adevăruri care se întâmplă, da, în Piatra Neamț. Trebuie să mai așteptăm vreo 20 de ani ca să aflăm ce... Da, care sunt... adevărurile... Care sunt proiectele. Bineînțeles, lasă proiect. Am aflat că sunt proiecte umflate pentru spitalele nemțene, dar, cum ai spus tu, peste 20 de ani o să aflăm care sunt acele proiecte. Exact, da, ne spune. A ști, acum 20 de ani era un proiect, l-am umflat noi. L-am umflat. Acum n-ai ce să-mi faci. Da, exact, a trecut timpul. Te pupă, Jean, știi. Bun, sânge pe bani, dacă ții neapărat, dacă ești cu sângele. Asta am în monitorul pe prima pagină. În ianuarie 2013, la centrul de transfuzii, s-a înregistrat un record de donatori, peste 800. Asta e de bine. Bun, bun. Una din cauzele creșterii numărului de donatori este starea materială precară. Anul trecut, nemțenii au donat 3.400 de litri de sânge, aproximativ 50 de litri a fost considerat rebut, deoarece donatorii sufereau de boli. Păi uite, mă, vezi, uite, asta este un lucru bun. Aviz amatorilor sau cei care vor să doneze sânge. Gândiți-vă că acel sânge pe care îl donați voi, una la mână, poate salva o viață. Și doi la mână, așa, vă mai dă un zbuc, da, mai așa. Schimbați voi sângele. Schimbați mai... sângele, una la mână, doi la mână, vă faceți analize moca. Corect. Frate, deci cum poți să-ți faci analize moca în România? Nu bei vreo 3 zile și te duci și-ți faci analizele și donezi sânge. Nu? Da. Este un lucru bun, probabil a scăzut și consumul la alcool în perioada asta. Zici tu? Zic, sper. Sperma tale, dar ce sper timp degeaba. Puțin și din realitatea, după cum îți spuneam, proiecte umflate pentru spitale nemțene. În pagina a 3 aflăm mai multe. Proiectul de informatizare a Spitalului Municipal de Urgență Roman, a Spitalului Județean Neamț și a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae, pe baza fondurilor europene, a ajuns să fie considerat o adevărată bombă. Județul Neamț s-a obișnuit cu bombele. La dotarea unităților sanitare cu echipamentele necesare, suma prevăzută de 1,5 milioane de euro s-a dovedit a fi cu mult umflată. Da, dumne, mai trebuia pus un geam termopan la căsuța de vacanță a lui nenea, da, te rog, Mixulescu. Trebuie... Șemineu. Nu poți. Nu poți. Nu poți sta așa. Da, exact. Trebuie să stai să te răcorești acolo. Exact. La căsuța de vacanță nu poți să mergi cu o sanii trasă de boi. O, îți trebuie cel puțin o mașină de teren. Depinde unde ai căsuța. Exact, cel puțin o mașină de teren. Zis mai e familie mare. Va, îți trebuie 7. Nu e păcat. A, că îți trebuie 2 la fiecare membru. Ai banul pe mână? Ai banul pe mână, 1,5 milioane de euro. Lasă-o focului, mă, că pentru un termopan nu se pune nimeni, mă. A, exact, nu se supără nimeni. Nu se supără nimeni. Alegătorul pentru de mașină rând. De teren. A, trebuie să fii nesimțit, bă, de super, că și-a luat omul mașină, exact, de teren. Invidia asta, deci, vezi ce faci? Băi, hai să ne gândim și la sufletul lor, mă. Tot săraci. Tot timpul vă gândiți numai la sufletul vostru. Beților români ce sunteți. Băi, n-am văzut, mă, atâta invidie, mă, pe românul de rând. Ce, mă, dacă a umflat și el prețul acolo? Ce te-a afectat pe tine? Cu ce te-a afectat? Pe tot prost trăiești. Băi, așa. Judecători?
Vorbim și de judecători, bă, dacă fug din neamț toți. Fug? Da, au zis gata, până aici. Nu cinci mai... magistrați de la judecătorii teritoriale țintesc posturi superioare, bineînțeles, dar în alte localități din țară. Judecători de la Piatra Neamț și Roman vor să activeze la Tribunalul Bacău, Tribunalul București, Tribunalul Galați și Curtea de Apel București. Pe cele 7 locuri libere de la parchetul județean sunt doar 4 doritori, că na. Te uiți în zare. Avem țeluri largi, bă, frate. Înțelegi? Adică vrem să ajungem în București, mă. Suntem tari, mă. Ei, de la Piatra Neamț. De aici. Păi dacă au, ei s-au gândit în felul următor. Băi, dacă au plecat actorii mari de la Teatrul Tineretului și au ajuns în București și au ajuns vedete și au ajuns mari. Da, și aici. Cum ar fi să schimbăm noi puțin? Să plecăm de la judecătoria din Piatra Neamț. Și ajungem președinte la București. Nu? No? Șmechereală. Cât e, frate? Un pas. Da. Săltat ce-i drept, dar e pas. E pas. Un șut în fund e un pas înainte. Exact. Orice șut în pas e un fund înainte. Putem să luăm și pe partea aia. Asta mi se pare senzațional. Pe prima pagina ziarului Realitatea, fii atent, Chila. Deci fii atent, este senzațional. Doi bătrâni de la Căminul Pietricica, apropo de Chuck Norris. Doi bătrâni de la Căminul Pietricica s-au bătut și au ajuns la spital. Băi. Băi, îți dai seama? Tu crezi că oamenii nu se distrează? Toată lumea zice că l-ai dus la azil pe tată. Da, băi, nenorocit ești, mă. Da, uite ce fac. Sunt... Nu, băi, ăștia sunt generații diferite, mă. Bătrâni în vârstă de 78 de ani, respectiv 80 de ani. A, deja, 2 ani diferență. 2 ani diferență s-au gândit. Dai seama, au prins omul. Ai fost tu, mă, în timpul războiului și ai văzut ce-am timit eu atunci. N-ai fost. Sau okay, cred că s-a luat pe chestia altă. Vezi strada asta? O văd. Pui pariu cu mine că o traversez în jumătate de oră? Dar ce mă, ești fulger? Știi? Și cred că de la... Nu, no, băie, s-au încăierat de la o cană cu ceai. Eu am crezut că de la o femeie, sincer. Asistenta. Li s-o fi părut cană de ceai o femeie? Asta mă gândesc și eu. Că cine știe, la 80 de ani... Mulți înainte, le doresc înainte, multă sănătate. Multă sănătate mentală, în general vă urez, multă sănătate. Cum să te bați? Băi, cum să te bați la 80 ani pentru o cană cu ceai, mă? Acum știi cum, nu, avansând în vârstă, ajungi de la înțelept, nu, de la înțelept ajungi la copil. Știi? Da, da, asta nu, da, oricum. Tu nu te-ai bătut când erai mic de la o cană cu ceai? Eu sunt gras, m-am bătut sigur. Deci nu la tine se vede, știu, da, bun. Înțelegi, la mine eu nu puneam ce să zic, că nu e adevărat, eu nu m-am bătut cu nimeni de la mâncare. Nu bă, se poate. Bă, m-am bătut, mă, pentru... aviz copiilor, noi, deci nu ne batem pe bune, trebuie să explicăm. La noi bătaia consta așa, de da, da, da. Noi pac, 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 asta, noi așa. Sau așa. Nu, sau așa. Iriți, iriți, gande, sau cum era. Deci noi așa ne batem, deci noi, ca să înțeleagă și adulții. Sau ne duelăm în șotron. Da. Exact. Venim, aruncăm mânușa pe șotron. Exact. Deci nu... Așa. Este foarte tare asta. Eu, de fapt... Eu, de fapt, i-am trimis la spital... Ce-o curs? La valiera lui Andrei. A. Curge pe mine, nu vezi? Da. Eu, de fapt, i-am trimis la spital, la secția psihiatrie, să văd dacă sunt sănătoși la cap. Dar au ajuns la UPU. A declarat directorul Centrului Social Pietricica, Gheorghe Munteanu. Îl salutăm și noi pe domnul Gheorghe Munteanu cu această ocazie și îi spunem... Domnule Munteanu! Domnule Munteanu! Dar eu mă gândesc, cum să trimiți doi bătrâni, 78 respectiv 80 de ani, la secția psihiatrie să vedeți dacă sunt sănătoși la cap? În cazul de față, e reversul medaliei. Da. Adică trebuie să mergi să faci tu. Ca și cum mai trimite pe mine și pe Chila în, nu știu, în farmacie să vezi dacă există tampoane, chiloți cu gust de mere. Dar nu sunt. Știu, zic și eu. A fost înaintea. Da. Deci, domnule Gheorghe Munteanu, eu vă felicit pentru ceea ce ați făcut. Este extraordinar, dar să trimiți doi bătrâni să vadă dacă sunt sănătoși la cap la secția de psihiatrie... Eu cred că v-ați săpat. Măi, dar stai că uite aici. Ia. Țin să completez din ziarul Monitorul. Așa, începe. Pagina 3. Uite, reglare de conturi între doi bătrâni de la Cămin. Și uite, pentru că nu au încăput simultan pe ușă, doi vârstnici de la Căminul de Bătrâni din Piatra Neamț s-au luat la bătaie. Bun, ok. Deci acum ce să mai înțelegem? Ușa, nu înțeleg.
Da, deci nu înțeleg. Monitorul scrie de ușă. Nu, scuză-mă. Ia. Unul a cerut prioritate pentru că avea în mână un ibric cu ceai, dar celălalt s-a arătat deranjat de pretenția colegului de cameră și a servit un pumn în ochi. Hai mă, ce zici? La lucruri serioase, mă. No? Deci adică, deja aici e șmechereală. Adică să mă dau eu deoparte din calea ta. Că ai tu ceai. Că tu ai tu ceai. Că prietene. Ai tu ceai. Tu ai ceai. Tu. E fierbinte? Nu. Dacă era fierbinte, nu mai permiteam. Da. Da. Da, lucruri interesante. Doru Gergel, din nou director al direcției silvice Neamț. E bun. O să mai intrăm, 500 de copaci. O să intrăm în legătură directă, sper. O să încercăm mâine să intrăm în legătură directă cu dumnealui. Îți spun eu că de la constructor Garda a luat vreo 2 miliarde. Îmi place cum scrie Garda. Garda. Da. Vine Garda cu bastoane și caschete, vine Duba, ca să ia pe cei cu plete, vine Duba. Mă rog, asta era o... Melodie. Aceasta este valoarea amenzilor aplicate anul trecut de Garda Financiară celor din domeniu. Cam aceeași situație a fost la prestatorii de servicii. Deci tot vă 2 miliarde. Bun. Uite, banii voștri sunt buni, măi. Măi ăștia care, voi, care sunteți voi. Record de infecții respiratorii. Citim, aflăm de pe pagina 4 a ziarului Realitatea. Numărul îmbolnăvirilor a crescut alarmant. 2217 cazuri de viroze și pneumonii într-o săptămână. 273 de persoane au fost internate în secțiile de specialitate. Temperaturile scăzute au făcut ca în doar câteva zile 1670 de nemțeni să sufere infecții acute ale cărilor respiratorii. Și numărul de pneumonii a crescut alarmant, ajungând la 547. Vorba unui președinte încă în viață, vara nu-i ca iarna. Da. Dom'le, nu dai seama câtă tehnică generală de inteligență naturală avansată. Și avansată. Eu sunt convins că președintele este condus de extraterestri. Mănâncă și el din farfurii zburătoare? Tot ce e posibil. Nu se știe niciodată. Exact. Și cum spunea? Ai trecut tu pe la Cotroceni să vezi exact. Ce face? Exact. Ai văzut tu în ce farfurie mănâncă președintele nostru? Am văzut din ce sticlă bea. Era o sticlă de apă, cred eu. Eu așa zic. Era de apă veche de vreo 20 de ani. Suntem noi cârcotași, măi. Da, asta e nou. Adevărul. Uite, președintele, dacă era apă de 20 de ani, președintele ne învață că putem totuși să bem lichide care sunt vechi. Exact. Adică el îți dă încrederea. Da. De care ai nevoie. Ca tu, ca român. Exact. Dacă când intri în supermarket. Da. Nu. Primul să știi. Care... Exact. Deci... Nu ca ăla care a vomitat săracul în supermarket. L-ai văzut pe ăla? Nu. De n-are dinți în gură? Nu. Ah, aș vrea să... Bine că nu l-am văzut sau... Nu, e de... Dar pe ăla cu păcănica l-ai văzut? Nu. Că ai câștigat 1 milion? Nu l-ai văzut? Nu. Păcănele, doamne? Da. Îl făcea... Da, da, dar trebuie să-l vezi pe omul, the real. Nu l-am văzut the real. Păcănele, doamne! Hai mă, că ăsta știu, l-am văzut la ăla, la Chelu, cum îl cheamă? Da, 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 Bendeac. Bendeac, am auzit că a plecat la BBC. Dar, bă, a plecat la BBC Bendeac? Da, da, a fost chemat, a fost luat. Da, serios, de asta nu mai apare. OZN-ul, nu? Cine știe? Nu știu cum. Cu CNN-ul l-au luat la BBC. CNN-ul. Da, CNN-ul. CNN-ul, frate. Bun, hai să mai citim din ziarele locale. Școala din Târgu Neamț devastată de două copile. Da, 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 am avut ieri subiectul ăsta. Mucoasele. Găsim scris de Mihai Sava în pagina 4 a ziarului Realitate, dacă vreți să vă reinformați cu privire la acest subiect. Îți mai spun eu tot în pagina 4, Monitorul, de data asta, stațiunea Negulești își va primi de joi clienții, deocamdată pentru o friptură și o cafea la restaurant. Că, na, așa se face. Conducerea societății Neamț Turism, care administrează stațiunea, speră în implementarea a două proiecte europene care să salveze zona de la paragină. Tot în pagina 4 a ziarului Realitatea avem: poliția angajează avocat. Acesta ar urma să-i apere pe oamenii legii care, în urma exercitării atribuțiilor de serviciu, au ajuns învinuiți, inculpați sau părâți. Mai știm noi o persoană, nu-i dăm numele, polițist care a furat dintr-un supermarket și este în continuare polițist. Inspectoratul Județean de Poliție Neamț vrea să încheie un contract de asistență juridică cu un avocat sau un cabinet de avocatură care să reprezinte în instanță interesele juridice ale oamenilor legii. Trebuie, domne, trebuie, că e și ei, poliția tot timpul veghează, e și ei acolo și eu pe bune, deci vorbesc serios, chiar n-am nicio treabă cu ei, îi salut cu stimă și respect,
dai 5 lecții cu reclamă. Faci, vreau să fie bine. 3 puncte la permis, îți mai adaug. Să fie pace în lume. Da. Au luat ăștia la puricat din nou spitalele nemțene. Ministerul Sănătății a cerut audituri în toate spitalele din țară. Cele care au avut buget mare vor fi verificate de minister, cele mai modeste de autoritățile publice locale. Da, adică, băi, ce buf s-a tras la voi? 1 milion de euro. Lasă-mă la noi! Lasă la săraci! Noi. Săraci! 1 milion de euro! A, banii ăștia îi fac în 3 zile! Exact, puteți și tu la 3-4 milioane de euro. Hai, vie aici, lasă-i la noi! Razie printre taximetriști, găsim la pagina 5 a ziarului Realitatea. 40 dintre aceștia au fost amendați, iar 2 au rămas fără certificatele de înmatriculare ale mașinilor. La sfârșitul lunii trecute, timp de 2 zile, 22 de lucrători ai Serviciului Poliției Rutiere Neamț au făcut o razie de amploare în municipiul Piatra Neamț printre taximetriști. Ce a urmat? Dumnezeu cu mila. Așa. Bună, Dumnezeu cu chila. Selecție pentru un proiect regional. Asociația Pro-Democrația Club Târgu Neamț a anunțat lansarea secției de organizații neguvernamentale, adică ONG-uri, interesate să participe la un proiect regional intitulat Dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a se implica activ în eficientizarea. Așa. Mulțumesc. Așa, sectorului public, asta era. Bravo, bravo, bravo. Nu-mi vine să cred. Ce? Nimic. Nimic. Nu-ți vine să crezi nimic. Exact. În urmă. Ziua siguranței pe internet la Colegiul Tehnic Petru Poni. Sala de festivități a Colegiului Tehnic Petru Poni a găzduit ieri o manifestare care a marcat Ziua siguranței pe internet. Este vorba de un eveniment de anvergură europeană care se desfășoară anual în luna februarie sub egida rețelei europene InSafe. European Safer Internet Network. În cadrul programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene și are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei online și a telefoanelor mobile. Da? Eu trec repede, repejor la rubrica sportivă din monitorul, adică la pagina 8. Atleții, 3 medalii la Bacău. La memorialul Dorin Melinte, cele mai bune rezultate au fost obținute la aruncarea greutății, unde LPS și CA Roman au cucerit 2 medalii de argint și una de bronz. Foarte bine, bravo lor, bravo eu lor. Eu sper ca toți acești cistelor, știi? Atleți sportivi care au adus faimă județului pentru și da, mândrie, așa, să fie puțin răsplătiți, pentru că... Nu, măi, noi răsplătim așa ceva, mă. Da, e mai ușor, nu? E mult mai ușor, e mai... Na, e mai ușor de ținut în brațe ca să fac cu... Da, da, da. Ceahlăul pe prima pagină, prejudiciul, găurile negre din buzunarele Consiliului Județean, prejudiciu de peste, de peste 16 milioane... La lucrările de asfaltare, 142 de milioane de lei, adică 40% din bugetul județului pe 2011, abateri financiare, lucrări neefectuate în valoare de 260.000 de lei. Vasile Proteanul, fostul președinte, nu-și mai amintește. Mai e greu cu memoria. Dar eu stau și mă gândesc chila într-o zi. Memo plus, mă gândesc, citină. Da, da, da. E complicat. Stau și mă gândesc și eu într-o zi. Noi care suntem, nu am nimic cu nimeni, Doamne ferește. Nu, eu sunt cetățeanul de rând care sunt aici moderator. Uitor de rând. S-a întâmplat să fiu și eu moderator în emisiunea, această emisiune. Eu stau și mă gândesc, dacă eu, cetățeanul de rând, nu mai amintesc, nu știu, am un Alzheimer, am o, nu știu, o boală mai ușoară. Și uit am să plătesc taxa? Exact. Ai belea, n-ai voie. Ce fac, frate? N-ai voie că ăștia-ți trimit în poștă. Uit să mă uit în poștă. Uiți combinația la lacăt? Da. Da. Măi, vine poștașul la ușă. Exact. Dar dacă uiți... Poștașul sună numai de 2 ori. Da. Și uiți să răspund. Exact. Nu mai aud. Intră poliția peste tine. Ce se întâmplă cu noi, cetățenii de rând, oamenii, mucoșii ăștia care plătim și noi din... pensiile noastre, dările la stat. Ce se întâmplă cu noi ăștia care, dacă am uitat, nu știu, timp de un an de zile, să zicem, mă, nu știu, frate, am uitat să plătesc, nu mai aduc aminte, eu așa, nu m-am mai adus aminte să plătesc contribuțiile la astea. Am uitat. E greu, am muncit tot anul, n-am exact. Avut vacanță. Avut, am uitat, da. Oare ce s-ar întâmpla? Da, bine, până aflăm noi ce s-ar întâmpla dacă am uitat. Ar trebui să încercăm. Da,
Trebuie făcut o chestie. Uite, contrabandistul Gabriel Gicovanu a fost lăsat în libertate. În ziarul Ceahlăul, pagina 2, ca la noi la nimenea, procurorii din Icod Suceava l-au pus sub învinuire pentru aderare la grup infracțional și contrabandă cu țigări. Gabriel Gicovanu negocia direct cu interlopul Mihai Simota la Rădăuți. Prejudiciul produs de rețeaua lui Simota este de 200.000 de dolari. No comment. Un flag. Exact, m-au ciuruit. Da. Luptătorii, drum greu până la finalele de la Piatra Neamț, federația a decis ca toate stilurile de luptă își vor afla juniorii campioni la Piatra Neamț. Luptătorii de la CS Ceahlăul, dacă vor să se bată pentru medalii acasă, trebuie să aibă clasări cât mai bune la semifinalele de la Pitești și Bacău. Foarte frumos, asistații datornici, citim în pagina 4 a ziarului Ceahlăul, asistații datornici nu mai primesc bani. În Roman există peste 1100 de beneficiari ai ajutorului minim garantat, la care se adaugă alte câteva sute de persoane ce primesc alocație de sprijin familial. Toți aceștia sunt obligați ca până la data de 31 martie a acestui an să fie cu plata la zi în ceea ce privește impozitul pe teren și clădire, că tot veni vorba de acei bani, de impozite. În sens contrar, începând cu luna aprilie, se vor sista toate drepturile bănești pe care le-au primit de la stat. Prea mult strică. Înțelegi? Cât e ajutorul ăsta bănesc de familie? Știe cineva? Bănesc. E bănesc, e? S-a auzit o voce suavă. Și... bănesc! Hello, ajutorul bănesc de familie, cred că e vreo 400 de lei, 500. Mult. Dar eu zic că e prea mult. Mult? Da. Mult, mult. Adică cu 500 de lei deja ești lux. Măi, ești băi. Ai bani de factură la gaz? Ai. Nu mai ești, băi. Plătești jumătate de factură la lumină? Plătești jumătate de factură la lumină? Corect, Ștefan. Plătești? Plătești. Ai bani? Ai. Tăiem bani. Îți iei o jumătate de pâine? Și o bucată de salam și mănânci cum era pe vremuri, îți dai salamul pe la gură și după aia muști cu din pâine ca să ai gustul de salam. Exact. Și la sfârșit, bineînțeles, cu ultimul colț, mănânci felia de salam. Cine mai e ca noi? Cine mai e ca noi românii, mă? Da, frumos, foarte frumos. Mămăligă cu pâine am mâncat toată viața de Sasha Rotofei. Da, foarte bine. Eu am mâncat franzelă cu pâine, tată. Ai mâncat franzelă cu pâine? Cu pâine, da. Am vrut să mănânc o dată pâine la tavă cu turte, dar... Mi-a fost frică. Fost frică. Și în plus, domnul președinte nu mi-a spus. Da. M-a zis cu 20 de ani, apa de 20 de ani. Corect. Nu mi-a zis de franzelă cu turte. Corect, corect. Citiți un articol frumos din punctul meu de vedere în ziarul Ceahlău pe pagina 5. Mihai Șurubaru, bănci populare în județul Neamț. Biserica și cooperația înalță sufletul omenesc. Citiți în pagina 5 mai multe detalii despre acest articol. Este frumușel, zic eu, merită citit. Ai mai găsit ceva? Mai ai tu eu ceva? Nu mai vreau. Da, nu mai găsesc numai de rău. Nu vreau. Nu vreau să spun nimănui. Fabrica de cașcaval a comisarului OPC închisă din cauza mizeriei pe ultima pagina ziarului. Îmi place că e a comisarului OPC. Da. Și e închisă pentru mizerie. Da. E de bine. Inspectorii veterinari au amendat de mai multe ori firma, iar acum au dispus sistarea activității pentru 4 luni. După patru luni, alte vaci, altă mizerie. Exact. Alți boi, altă mizerie. Asta cu ziua siguranței pe internet am citit-o. Crossul județean pentru copii și juniori? Exact, citiți în pagina 8 a ziarului Realitatea. Întrecerea se va desfășura în intervalul orar 11-12. De pe platoul gospodinilor și până la marginea pârtiei de schi. Așa că băgați tare, fraților, e 9:26, până la ora 11 aveți timp să ajungeți la croșul județean. La cloșcul județean pentru copii și juniori. Cine la Robert De Niro? Robert De Niro, Doamne, maica Domnului. Deci pagina 10 a ziarului Realitatea, Robert De Niro și-a lăsat amprentele în cimentul de la Hollywood. Și-a lăsat și fața, probabil. Rugăm și noi pe această cale pe cei din ziarul Realitatea, băi... Pune și tu altă poză, omul lui Dumnezeu. Poză, mă, frate, adică... Da. Descoperirea din Transilvania, care datează de acum 68 de milioane de ani, o găsiți în pagina 10 a ziarului Realitatea și multe alte subiecte foarte, foarte, foarte interesante, zic eu, pe care le găsiți în ziarele de astăzi. Și vezi, băi, că ungurii spun că ei au fost primii. Da. Că au zis că e unul Ianoș.
Da. Venit dincolo spre Transilvania cu un chiurtoșcola în mână. Da. Și a zis că, băi, aici nu stă nimeni. Eu am venit, exact, mai încolocesc niște moldoveni. A, pleacă ea nația. A, mă, pleacă ei singuri. Da. Pleacă ei singuri, mă, n-ai tu probleme de astea. N-ai tu probleme de astea. Da. Gab, bine, mă, pauză, hai. Ne-a rugat coleg. Da, dacă ne-a rugat. Hai, pauză.